Am aici o primă variantă de ceas NTP, cu informații despre date meteo preluate de pe internet, de la Open Weather Map. E cu Raspberry Pi Pico, ce are un RP2040 și un SP826601 ca transceiver Wi-Fi. Comenzile sunt AT, bidirecționale, să zic așa. Aici am resetul, deci uitați, aici are ceasul, umiditatea, apoi apare presiunea, milimetri cu coloană de mercur, vânt și unghiu, data, în partea de sus mai apare Tuesday, adică este marți, și două egaluri, înseamnă că a preluat și ora NTP și informațiile de la serverul Open Weather Map. Dacă nu era ok, apărea ori un semn exclamări, ori sunt mai mare, ca să știm că sunt ceva probleme. Dar, din fericire, e în regulă, așa că deci, totul e pe breadboard, am aici ore de vară, ore de iarnă. Resetul. Trebuie neapărat să se schimbe măcar un cablaj de test, pentru că breadboardul ăsta totul face probleme. Și la conectare SP-ul consumă mai mult, fiindcă de tensiune apar probleme că nu găsește SP-ul uneori, dar în rest totul e ok.